preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Fără îndoială că subiectul textului care s-a citit în seara aceasta este unul dintre cele mai importante, dacă nu chiar cel mai important subiect al Scripturii, și anume viața veșnică. Există oare aici printre noi cineva care să nu fie interesat câtuși de puțin de viața veșnică? Atunci când poate în lăuntrul ființei noastre celelalte voci, celelalte chemări se aud mai încet, ne gândim câteodată, oare cum e cu viața veșnică? Mi-aduc aminte că am citit cu ani în urmă, cu foarte mulți ani în urmă, într-o carte, o istorioară, pe care odată am mai împărtășit-o cu dumneavoastră și cred că în seara aceasta ar fi potrivit să o readuc din nou în fața dumneavoastră. Am citit că trăia undeva un om bogat care avea un singur fiu. Și pasiunea acestui om bogat o reprezentau tablourile. Nu picta, el colecționa. Având bani și apreciind arta, și-a permis să cumpere tablouri de valoare semnate de pictori celebri, așa încât în casa lui a adunat destul de multe tablouri frumoase și de valoare. Dar într-o zi s-a întâmplat că țara în care locuia omul acesta a intrat în conflict cu o țară vecină, a fost declarată stare de război, au fost făcute mobilizări și printre cei chemați la oaste s-a găsit și fiul său, a fost și fiul său. A venit ziua în care fiul său a plecat la oaste și acum bătrânul tată număra zilele așteptând să se termine războiul și fiul acela în care își găsea toată plăcerea să se întoarcă acasă. Dar într-o zi, la ușa lui a venit factorul poștal și i-a adus o înștiințare în care se spunea că în timpul unui atac fiul său a căzut și și-a pierdut viața. Dintr-o dată, totul s-a năruit în jurul acestui om. Rațiunea lui de a exista a pierdut-o, s-a închis în sine, n-a mai ieșit la întâlnirile din societatea înaltă în care el fusese obișnuit până atunci. Războiul s-a terminat, s-au întors acasă cei care au scăpat cu viață, dar fiului nu s-a mai întors niciodată. Omul acesta a încărunțit și și-a văzut viața ruinată. În casa lui mai avea doar un slujitor și cu slujitorul acesta se mai întreținea din când în când, nu primea vizite, nu făcea vizite. Dar într-o zi la ușa casei lui a bătut cineva. Slujitorul s-a dus să vadă cine este și apoi a venit și a spus: stăpâne, la ușa casei tale bate un tânăr. El are un handicap, pare să fie un invalid de război. Vrea să vă vorbească. Prima reacție a omului acestuia în vârstă a fost să spună: nu vreau să vorbesc cu nimeni. Dar la urmă a zis: invită-l totuși în salon. L-au invitat înăuntru și tânărul acesta, umblând anevoios, i-a spus: domnule, eu am fost în plutonul în care era și fiul dumneavoastră. Ne-a legat acolo o prietenie și în timpul unui atac eu am fost rănit și ca să mă salveze pe mine, băiatul dumneavoastră și-a riscat viața. În timp ce mă aducea pe mine înapoi în tranșeu, a fost el însuși împușcat și a murit. Aș vrea să vă spun că îi port acestui fiu al dumneavoastră o recunoștință deosebită. Din când în când eu obișnuiesc să mai pictez. Și m-am gândit că un omagiu simplu, modest, dar poate semnificativ, ar fi să realizez un tablou cu fiul dumneavoastră și să vi-l aduc. Așa cum l-am păstrat în amintire. Și de sub braț a scos un sul, era o pânză, a desfăcut-o și i-a arătat tabloul pe care l-a făcut. Tânărul acestuia a spus: vreau să vă ofer acest tablou în amintirea fiului dumneavoastră care a murit salvându-mă pe mine.
Adevărul era că tabloul acesta nu era unul reușit. În comparație cu multele tablouri care împodobeau pereții casei, tabloul acesta se vedea că e realizat de un artist stângaci. Dar totuși, în tabloul acela se distingea un portret realizat ceva din trăsăturile acelui fiu. Și omul acesta bogat, în puține cuvinte, a mulțumit tânărului care a dus tabloul, l-a primit și apoi că l-a tratat cu ceva și tânărul acela a plecat. A trecut vremea și bărbatul acesta în vârstă a încetat din viață. Tot orașul știa că el fusese un colecționar de tablouri și acum, neavând moștenitor, se gândeau că prin testament cumva vor fi scoase la licitație tablourile și vor putea unii de acolo să cumpere tablouri. Executorul testamentar a anunțat ziua în care se va desfășura licitația, în care se vor vinde tablourile și casa s-a umplut de oameni doritori să cumpere tablouri scumpe. Executorul testamentar a desfăcut testamentul și primul paragraf pretindea sau preciza ca primul tablou care să se vândă să fie acela al fiului proprietarului casei, al decedatului. A fost adus tabloul acela și, cum nu părea să fie de o valoare deosebită, nimeni nu era interesat să cumpere tabloul, chiar dacă prețul era unul foarte jos. Cred că undeva vreo $50. Executorul testamentar a întrebat din nou, nu vrea nimeni să cumpere tabloul acesta? Acesta este primul care se vinde. Prețul este unul foarte bun și nimeni nu voia. Și dintr-o dată, din spatele sălii, s-a auzit un glas care zicea, îl vreau eu. Era bătrânul slujitor care încă era în viață. Și din economiile lui de slujitor, a scos $50 și a cumpărat tabloul. Executorul testamentar a continuat cu citirea paragrafului al doilea din testament. Și a spus așa, în momentul acesta, toată licitația se încheie aici. Pentru că în testamentul pe care eu îl țin în mâini și din care vă citesc, stă scris negru pe alb. Acela care cumpără tabloul fiului proprietarului casei, acela moștenește toată averea, toate tablourile din casă și casă. Dintr-o dată, slujitorul acela amărât s-a pomenit bogat. Știți pentru ce? Pentru că a prețuit tabloul fiului proprietarului casei. În cuvântul din seara aceasta, Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ne spune un mare adevăr. Cine are pe fiul, are viața veșnică. Poți să aduni toată lumea aceasta, ogor după ogor, casă după casă. Poți să dobândești orice titlu ți-ar fi îngăduit, să accezi oricât de sus pe scara socială. Vreau să-ți spun, iubitul meu care mă ascultă în seara aceasta, dacă nu l-ai pe Hristos, tot ce ai adunat este nimic. Și de aici înainte, dacă te-ai străduit să aduni încă mai mult, să te iei la întrecere cu toți semenii tăi și pe toți îi depășești. Dacă pe Hristos nu-l ai, nu ai nimic. Ești sărac. Lucrul acesta ar vrea să-l aplic în seara aceasta a tinerilor, pentru că este seara tineretului. Eu știu că aveți vise frumoase. Eu știu că vă faceți proiecte pentru viitor. Vă gândiți la școli, la meserii. Vă gândiți la ce veți face voi când veți putea să aveți un oarecare control asupra vieții voastre. Când vi se va îngădui să aveți un control, oarecare control asupra vieții voastre. Și mă doare să văd că mulți dintre voi l-ați scos pe Hristos din calculele voastre. Admițând că vouă vi s-ar îngădui să ajungeți la meseria pe care o râvniți. Admițând că s-ar putea să vă cumpărați casa la care visați, mașina la care aspirați, admițând că s-ar putea să vă atingeți toate idealurile voastre în viață, vreau să vă spun în seara aceasta și să nu uitați cuvintele mele. Dacă nu-L aveți pe Hristos, nu aveți nimic. Dar dacă aveți pe El, aveți totul. În El sunt ascunse comorile înțelepciunii lui Dumnezeu. Cine are pe Hristos, are totul, are viața veșnică. Seara aceasta n-aș vrea să vorbesc prea mult, dar aș vrea totuși să-i provoc pe tine la gândire.
Vă veți întoarce acasă. Veți petrece câteva momente cu familia sau poate veți hotărâ să ieșiți împreună la un Tim Hortons sau mai știu pe Mont Royal. Vă veți întoarce într-un târziu în odaia voastră. Vă veți întinde pe pat și veți revizui momentele zilei. Ce ați văzut, ce ați auzit. Țineți minte un lucru. Dacă l-aveți pe Iisus, aveți viața veșnică. Dacă nu l-aveți pe Iisus, puteți aveți 50 de milioane de like-uri. Vă garantez, nu aveți nimic, dar nimic, zero. De aceea, în seara aceasta, ar fi bine să vă puneți încă o dată întrebarea ce aveți și ce nu aveți. Gândiți-vă bine, pentru că, știți, imaginați-vă un orologiu a cărei indicatoare se apropie de ora 12. Timp de alegere nu mai aveți prea mult. Evenimentele care se desfășoară în lume vorbesc și spun ceva, poartă o mărturie. Și mărturia lor este că vremea e aproape de sfârșit. Iisus vine. Cine îl are pe Iisus în viața lui va fi fericit. Iar cine nu, cu tot alaiul de prieteni cu care s-a înconjurat, cu toate like-urile, cum spuneam, nu mai are nimic. Tinerilor dragi, gândiți-vă bine. Noi avem în vedere să organizăm o catecheză și apoi un botez în apă. Avem un candidat. Dar în biserică sunt mulți tineri care sunt la vârsta la care ar putea să iau decizie și ar trebui să iau decizie și Dumnezeu așteaptă în dreptul lor. Eu nu știu ce așteptați. Ce așteptați să se întâmple? În loc să vă asigurați viața veșnică, alergați după altceva. Dumnezeu să vă cerceteze. Să vă atingă inima. Să vă schimbe. Să facă din voi cetățenii împărăției Lui. Amin. Am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Ar vrea să încheiem seara aceasta într-o rugăciune de mulțumire. Domnul și-a arătat bunăvoința față de noi, încă mai cheamă. Să rugăm să ne dea înțelepciune în privința aceasta, să ne ajute să ne pregătim, pentru ca să avem viața veșnică cu El. Amin.